Lumea nu era familiarizată cu fotbalul feminin, acum s-a dezvoltat și e diferit. Mulți foloseau expresia mergeți la cratiță. Chiar am experimentat mai de mult o situație în care am încercat să-mi spun părerea sau să explic cum am simțit eu situația din teren și mi s-a spus că sunt lipsită de respect. Consider că e important să stabilești obiective, oricât ar fi le de mărețe, dar este la fel de important să le iei progresiv, să le iei pas cu pas și să nu sar peste anumite trepte. Atunci am conștientizat, ok, sunt singură, nu mai mama să mă țină în brațe și să mă aline când îmi este greu. Am decis să fac acest lucru. Nu vreau să mă întorc cu coada între picioare. Când am împlinit vârsta de 16 ani, a fost în august, iar în septembrie am avut meci în Croația. Am fost și titular, deci nu voi uita niciodată momentul acela. Tremuram toată și plângeam, colegele și din stânga și din dreapta mă strângeau de mână și e ok, va fi ok. Mai ales în momentul când reprezinți țara și ți se cântă imnul și așa, te simți foarte mândru și e o onoare să reprezinți România. Iar acel lucru m-a ambiționat enorm. Acel lucru era chiar o provocare pentru mine și de multe ori în momente grele mă gândeam că am să vă demonstrez că nu e chiar așa și că se va dezvolta și noi, fetele, femeile, putem să practicăm fotbal la nivel de performanță.